În schimbare, clima în schimbare, încălzirea globală sunt doar câteva dintre motivele pentru care în țara noastră au apărut 5 specii noi de țânțari periculoși care s-au adaptat climei din cauza încălzirii planetei. Grav este că aceștia pot să aducă boli tropicale, inclusiv malarie. De aceea este recomandat să ne protejăm. Colega mea de la Sfat de Sănătate, Andreea Cigolea, ne spune ce avem de făcut. Precauțiile vin din modul de vestimentație și, în fine, de cosmetice, că n-ai rost să fim ultra atractivi pentru tot felul de albine, vieți și așa, ne dăm cu tot felul de minuni, mai ales pe copii. Pentru că am observat că este o modă destul de hotărâtă în a folosi dermatocosmetice și chiar parfumuri pe copii foarte mici. Ați remarcat? Da. Nu e bine. Al doilea lucru care trebuie spus este că pentru insectele care sigur fac rău în urma contactului nemijlocit cu ele, ar trebui să aplicăm o serie întreagă de repelante, adică de soluții, fie sub formă de spray sau de cremă sau de rol, în contact cu partea expusă a pielii copilului către exterior, dacă temperatura permite copilul să aibă pantaloni lungi dacă trece prin iarbă sau dacă stăm afară la o oră de pe seară cu țânțari să aibă o bluză cu mâneca lungă. Nu sunt eficiente diversele extracte naturale de tip citronela, lemongrass. Exact, se mai întâmplă și cu produsele naturiste, cum ar fi scorțișoară sau ceva ce alungă oarecum insectele. Din păcate ajungem la concluzia că nu funcționează. Din păcate nu există niciun aliment sau vreun tratament minune care să înlăture țânțarii, însă putem opta pentru produsele repelante care ne ajută. Dacă totuși ne-am ales cu câteva mușcături și înțepătura nu trece, putem opta pentru mici trucuri la îndemâna oricui, mai ales când nu avem posibilitatea de a merge la medic. Și într-un caz nefericit în care se întâmplă deja. Ne mușcă deja și țânțarul și căpușa și o albine, să spunem că n-avem totuși această alergie la albine sau la viespe. Cum ne tratăm pe loc așa? Ce poate fi făcut la distanță de o facilitate medicală? Trei lucruri importante. Primul este scăderea disconfortului în cazul în care apare o senzație dureroasă însoțită de tumefiere, pentru că cele mai multe înțepături de albine sau de viespe sunt urmate de o umflare voluminoasă a zonei. Instant și gata. Dureros și pruriginos și cu cât scarpi mai mult, cu atât se agravează legiunile. Deci, ceea ce putem face este să aplicăm local, fie într-o compresă sau într-o batistă sau într-o pungă protectoare gheață pe zona respectivă. Bun. Recele scade inflamația, reduce edemul și amorțește discret zona. În cazul în care reacția nu e atât de spectaculoasă cu edem mare și cu disconfort, poate fi aplicat local un antihistaminic sau un corticosteroid blând.